Stimați nașalnici, nu contează care funcție o dețineți în stat. Orice tentativă de a mă scoate pe mine astăzi din alegeri, dacă vă gândiți voi cumva la 2014, eu vă promit acum în față la o țară întreagă. Eu nu pot, unicul lucru să vă promit, în care birou eu aduc lucrurile în ziua când voi încercați să mă scoateți. Că să fie biroul lui domnul Postic, ori doamna Sandu, ori domnul Rician, ați vedem după situații unde ați mă aflu eu geografic în momentul acela. Dar faptul că voi o să fiți taxați și răspunsul din partea mea și a cetățenilor o să-l primiți maximum în câteva ore cu voi, cum ajunge la urechile mele, că doar voi vă gândiți să inițiați procedura de eliminare a lusatei din alege. Gata. Doamna Sandu, dumneavoastră ați tăcut și n-ați scris nici o postare pe Facebook când erați ministru pe timpul lui Filea, când pe noi ne-a scos. Domnul Recean era atunci ministru. Dacă credeți că practica de atunci cu vas vă ajute, nici nu vă gândiți, încă o dată vă spun. Eu vă asigur că peste o oră o să fie minimum 1000 de oameni cu mine într-un birou, în care încă o dată vedem, peste câteva ore o să fim 2-3 mii și cum trecem de cifra de 10 mii, unicul și eu pot să vă recomand de pe mă, unicul aeroport din țară, aeroportul internațional Marculești, noi îl avem, da? Unii poate ateriza cel mai mare avion din lume, cum e Ruslan, avion de marfă. Și taman acolo poate să încarci tot pasul și de acolo cumva voi să-i dați astea. Te spun niște lene. Când vorbesc de maiaș de pas, stânge și foc. Tu ai văzut? Asta e coincidență. Nu, mamunia îi spune, când vorbesc de necurat, stânge foc. Serios.